Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează, vă vom spune un mic secret de-al nostru, cum vom face cu roșiile care au rod să crească rodul mult mai bine și cele nu, care nu au rod să facă rod în ele. Vom tăia frunzele care sunt cât de cât uscate, care sunt îngălbenite, și vom face o soluție la ele. Și frunzele care sunt uscate, nu vă gândiți că sunt uscate de bolă sau de ceva, sunt uscate din cauza căldurii și aceste roșii încep deja și ele să îmbătrânească și de aia încep să usuce și frunzele pe ele. Vă dați seama că nu mai au puterea care o au din primăvară sau când începe să dezvolte mult mai bine. Rămâneți cu noi să vedeți despre ce e vorba și cum procedăm noi cu aceste roșii. Noi am cules 3 sertare dintre astea, cum se zice, de roșii de jos. Și aceste frunze nu le-am tăiat pentru că a fost căldură foarte, foarte multă și vedeți și dumneavoastră, ele au fost acoperite cu aceste frunze. Dacă nu aveam frunzele ăștia piele, chiar dacă este plasă de umbrire pe solar, totuși apăreau arsuri solare. Așa, acum după ce le-am cules, le vom tăia frunzele și aceste frunze ori le ducem undeva într-o groapă de gunoi unde este mai departe de noi, ori le punem undeva și când se usucă le ardem. Cum vă spuserăm de la început, aceste frunze nu sunt uscate de boli, sunt uscate pentru că roșiile au îmbătrânit cât de cât și din cauza căldurii. Ceea ce facem noi acum, le ajutăm să ducă rodul la bun sfârșit și cele ce nu prea mai au rod, poate să mai rodească câte ceva prin ele. În primul rând vom tăia frunzele, așa cum vă spuserăm, și le vom face și o soluție. Acum trebuie să tăiem toate frunzele până sub roșii aici sus, lăsăm tulpina goală. Dumneavoastră, dacă vedeți că aveți frunze galbene sau care încep cât de cât să usuce așa, e bine să le tăiați după aceste tulpini. Din câte se vede la această roșie, noi le-am tăiat vârful de ceva timp, pentru că vedeți și dumneavoastră sunt destule gogonele în ea și le-am tăiat vârful ca să dezvolte mult mai bine și să crească mult mai bine. Și o să vă explicăm și la unele care nu prea au rod în ele. Uite aceasta, nu i-am tăiat vârful pentru că are rod puțin în ea și mai are niște flori. Și chiar dacă nu se mai fac să se mai coacă sau ceva, măcar să fac pentru gogonele, pentru murături. Dar dacă are rod puțin în ea, nu-i mai tăiem vârful. O lăsăm și vedeți că mai face flori și de acolo avem gogonele cel puțin. Deci asta este diferența între cele ce le tăiem vârful și cele ce le lăsăm cu vârf. Cum vă spuserăm, ca au fructe puține, nu le tăiem vârful, le lăsăm vârful să crească mai sus. Și cum vă spun, la cele ce au fructe multe pe ele, cum vedeți și pe aceasta, le tăiem vârful să crească fructul și să coacă și să crească mult mai bine. Asta e diferența între cele cu vârful tăiat și cele cu vârful netăiat. Noi, după ce am tăiat aceste frunze, le vom face o soluție care este și fungicid și calciu. Le va ajuta în dezvoltare și previne și apariția bolilor. Haideți să mergem să facem soluția
Noi facem an de an lucrul acesta și vedeți și dumneavoastră rezultatele se văd pe aceste fructe. Pentru a putea face această soluție vom folosi niște ingrediente care cred că toată lumea le are la îndemână. Vom folosi bicarbonat de sodiu și lapte. Aici avem niște apă caldă în care vom dizolva bicarbonatul de sodiu. Haideți să ne apucăm să facem soluția. Aici avem apă călduță și vom pune două linguri de bicarbonat. Bicarbonatul de sodiu alimentar. Îl mestecăm bine să dizolve bine. După ce s-a dizolvat bine, îl vom pune peste acest lapte. Aici avem o jumătate de litru de lapte. Laptele să fie lapte proaspăt, să nu fie pasteurizat. După ce mestecăm bine, îl vom pune în 5 litri de apă. Vom folosi această pompă pentru că e mai mică și ne descurcăm mai bine cu ea la stropit roșiile. Amestecăm bine în găleată. Acum vom merge și vom stropi roșiile la care le-am tăiat frunzele și vă vom da mai multe detalii acolo. Dacă veți face acest procedeu care îl facem noi, veți avea roșiile mai mari, mai sănătoase și care au flori și gogonele mai mici, vor crește și ăștia până mai târziu mult mai bine. Soluția pe care noi o folosim seara sau dimineața. Iar dacă doriți să o repetați, o repetăm o dată după 10 zile. Haideți să mergem să vedeți roșiile care le avem noi în solar. Și acest procedeu îl vom face la toate. La această tulpină i-am tăiat vârful și uitați-vă și dumneavoastră cât rod are în ea. Ia uitați. Și acum se dezvoltă rodul ăsta mult mai bine. Ia uitați cât e de plină de roșii. Ia uite. La acestea nu le-am tăiat vârful pentru că sunt mai puține și mai au flori și mai este timp să mai facă măcar gogonele, cel puțin ceva pentru murători. Cam asta este, dragi prieteni, cu videoclipul nostru de astăzi. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like la vizualizare, un comentariu, o distribuire să vadă și prietenii dumneavoastră
cum se prezintă roșiile noastre. Vă mulțumim frumos tuturor, să aveți o zi bună, salutare!